Pe canalul de YouTube al lui Nicu Bendea, sunteți și în această dimineață. Mulțumesc, mulțumesc pentru că ați fost ieri, mulțumesc pentru că ați scris comentarii, mulțumesc pentru că ați dat like și mai ales că v-ați abonat. Începe să intre lumea pe canal, începem să facem o comunitate destul de bogată aici, unde facem un transfer și un schimb de idei și mai presus de toate, de zâmbete, râsete și de glume. Glumete. Cum sunteți? La mijloc de săptămână? Ne bagă ăștia în izolare iară 30 de zile. Între timp, legea carantinei, legea pentru carantinare, nu-i votată. Se discută, se tergiversează de vreo 3 zile. PSD-iștii, că ei sunt majoritari în Parlament, nu sunt în stare să dea un vot final pe această lege. Bine, mulți dintre ei nu înțeleg ce e aia carantină. Ei cred că e un fel de cantină și așteaptă să vadă în proiectul de lege cât costă ciorba de perișoare, mămăliguța cu jumări, grătarul, amandina, să vadă și ei ceva serios. Auzi, dar ai nevoie de lege de carantinare? Domnul baron local de la Vaslui, domnul Dumitru Buzatu, ei, a spus așa ceva, ceva de gen, oricum sunteți proști cu toții, ei, coronavirus nu să există. Ce vorbe înțelepte spuse de un om din fruntea statului, de un ales de către noi să ne reprezinte și să judece până la urmă cu capul nostru. Ce vorbe frumoase, el e profesor de filozofie. Profesor de filozofie, sunteți proști cu toții. Nu știu unde am citit fraza asta. În Kant, nu, în Wittgenstein, nu, în Noica. Noica să fi zis, sunteți proști cu toții. Poate în Lăpușneanu, mare filozof, l-au zis, proști, da mulți. Domnul Mitică Buzat a zis, nu există ei coronavirus. Bine, domnul Mitică, bine că există Mona. Dă-i cu Mona până la zi. Hai, pa! Vedeți? Un deștept ca domnul Buzatu aruncă o vorbă de asta. Și colegii din PSD, înțelepți, nu știu ce să facă mai departe cu ea. Ieri s-au împlinit nu știu câți ani de când, 14 iulie, este Ziua Națională a Franței. Bineînțeles, un petit reception à l'ambassade de France à Bucarest. Au mers acolo pe pajiște politicieni invitați. Distanțare socială, stăteau pe scaune cu măscuță. Unul singur n-avea mască. Ghiciți-l. Un singur politician, da, e de stânga. E de stânga așa cum le place francezilor. Liderul interimar al PSD, el stătea acolo, se uita în stânga-dreapta, fără mască, cicare de viață de sub, de sept și nu poate să poarte mască. Totuși, din politețe, domnule. Asta e când ești Marcel de mic, atunci când ești ciolacu, numai te joci. Se pare că și-a pus masca la finalul recepției de la ambasadă, când au venit brânzeturile, știți, alea mai tari la nas, și-a pus și domnul ciolacu mască. Păi toată lumea poartă mască atunci când e necesar. Până și Adrian Năstase a declarat. Tot timpul am o mască la mine. Știm asta de când candida la președinție. Pe unde mergea în țară, mai scotea o mască când era arogant, când era infatuat, când era egoist. Tot timpul, omul cu 1.000 de măști. Păstrează distanțarea socială când merge la cumpărături. Păi normal că s-au mai terminat proviziile de la mătușa Tamara. Mai iese și mai iese Adrian Năstase la cumpărături. Și cică, nu-și numără ouăle până nu se dezinfectează bine, bine pe mâini. Așa da? Așa da? Acum nu. Cum să zic? E deja și aici o întreagă teorie a constipației, a conspirației că măștile fac mai mult rău decât bine sau invers. Totuși, nici să nu alunecăm în cealaltă extremă. Acum, dacă ești singur în mașină, nu-ți pui mască. Nu-ți pui mască la volan dacă nu mai e cineva cu tine în mașină. Dacă ești singur acasă, nu-ți pui mască și când ieși în balcon, nu? Asta e ceva de genul ca și când ai avea tot timpul la tine un prezervativ rulat pe ce ai, de frica bolilor venerice. Dar tu, între timp, să n-ai niciun contact intim. Cam așa e cu făcând o paralelă. Nu trebuie să fii doctor ca să știi cum să poartă o mască. Că uite, și doctorii au problemele lor. Sistemul sanitar, sistemul medical, practic, e sufocat. Nu avem suficienți medici, nu avem suficiente paturi, nu avem condiții la terapie intensivă și uite, colac păstă pupă, zăierea mai... Ieri am mai pierdut un doctor. Am pierdut un doctor. Și așa avem puțin doctor, și așa sunt obosiți, surmenați. O treime dintre doctorii
din țară în ultimii 10 ani au plecat în străinătate și cu cei rămași, cu doctorii rămași, să faci tu sistem medical? Și ieri ne-a mai părăsit un doctor. Am mai pierdut ieri un doctor. Dottore Victor Ponta, în sfârșit, după atâția ani, i s-a retras, i s-a anulat titlul de doctor. Aleluia! Plagiator, copy-paste. De la el a venit expresia asta încetățenită, copy-paste. Făcuse o lucrare de 305 pagini, dintre care 80 erau plagiate. Din 305 pagini, 80 erau plagiate. Restul, până la 305, le scrisese din alte cărți. Și ce titlu dăduse micul Titulescu, Ponta, lucrării sale de doctorat? Curtea Penală Internațională. Acum că i-au retras titlu, mai rămâne cu curtea. El e cel mai deștept, cel mai frumos din curtea blocului. Cine era îndrumător la teza de doctorat? Adrian Năstase Firește. Adrian Năstase Firește. Mă, Ponta oricum n-are nevoie de diplomă. El minte pe față. El are școala vieții. El din școala vieții știe să ne mintă. Nu-i lipsește lui un titlu de doctorat în plus sau în minus. Dar unde mai găsești un om cinstit în România? Vedeți că sunt probleme și la Academia Română. Da, da, la Academia Română condusă de superbul istoric Ardelean. Îl știți. Cică de ceva fraudă de vreo câteva milioane de lei. În ultimii 9 ani s-au încasat sumele aferente academicienilor și pentru academicienii morți. Dar nu academicienii morți după glorie, nu academicienii morți după cercetare. Morți, gata, ches, mehol, morți. Băi, dacă și în Academie avem probleme de astea, să-l pună președintele Academie pe domnul Sorin Ovidiu Vrântu. Să facă o Academie piramidală, stimați fraie, scumpiceilor. Dacă Sorin Ovidiu Vrântu, prin cultura sa, prin capacitățile sale intelectuale, prin abilitățile sale mentale, dacă Sorin Ovidiu Vântu, pe scurt, dragilor, scurt, sov, ar fi pus el președinte la Academie, toate în țară ar merge bine. De ce ar merge bine? Pentru că el ar ști ce să facă și unde să facă bani. Oriunde face bani Sorin Ovidiu Vântu. Până acum aveam tot academicieni, cercetători, scorțoși, Sorin Ovidiu Vântu, ăsta face bani și din piatră seacă. După ce termină un mandat la Academie, îl mai bagă la pușcărie și tot așa, dintr-o școală într-alta. Mulțumesc de urmărire, mulțumesc de abonare, de like-uri, de share-uri. Mulțumesc frumos pentru că sunteți alături de mine de dimineață până seara pe acest canal. Văd din comentariile voastre, cei care sunteți în diaspora, scrieți mai mult seara, câte unii mai și lucrează. Și mă bucur pentru chestia asta. Da, a ieșit soarele, e vreme bună, să ne bucurăm de ce avem. Că de ce nu avem, n-om putea fi bucuroși niciodată. Nicu Bendea vă salută, vă dorește toate cele bune și vă așteaptă în continuare pe canalul acesta de YouTube. Soacra ce gătește azi? Cam greu de spus că e miercuri și am zis să facă ceva de post. A zis că postul ei favorit e Duna TV, așa că s-o las în pace, că astăzi se uită la știri, se uită la documentarii și să mai mănânc eu și din conservă. Așa e. O fată mai găsești, o soacră bună, greu. Poftă bună la ce aveți pe acasă. O zi frumoasă, o zi superbă, cu de toate. Nicu Bendea vă salută.